Maria, regina României. Capitolul 14. De atunci au trecut 6 ani. 6 ani! Timpul zboară și sunt atâtea de făcut. Cu toții ne-am imaginat pacea în mod diferit. Aproape niciunul dintre noi nu se aștepta ca bătrâna noastră Europa să treacă prin schimbări atât de profunde. Nu ne-am dat seama că va trebui să ne confruntăm dintr-o dată cu atât de multe probleme, probleme care au schimbat pentru totdeauna vechea ordine a lucrurilor, viețile și obiceiurile noastre, convingerile noastre. Am văzut prăbușindu-se instituții despre care credeam că sunt așezate pe temelii solide. Am văzut vechi tradiții răsturnate, vechi credințe batjocorite. A trebuit să ne obișnuim cu o violență a limbajului care uneori ne dă fiori. A trebuit să asistăm la nivelarea claselor, la ridicarea maselor, la pași uriași făcuți într-un timp foarte scurt. Am văzut dispărând multe lucruri frumoase, o mare parte din pitorescul vieții smuls pentru a face loc unor instituții mai puțin atrăgătoare, dar mai practice. Lumea a devenit mai zgomotoasă, mai vulgară. Cu toții au mai multe drepturi sau cred că au. Dacă fiecare om a profitat într-adevăr de schimbare, rămâne de văzut. Nu am fost niciodată împotriva progresului real sau a libertății bazate pe ordine. Nu sunt întotdeauna de acord. Ba, deplâng adesea urâțirea tuturor lucrurilor, dar asta pentru că am un suflet de artist. Slavă Domnului că există încă unele singurătăți unde se pot refugia cei cărora lumea li se pare prea plină, mai ales aici, în țara noastră cu poteci încă neumblate. Mi-a luat vreo 2 ani să mă debarasez, dacă mi este îngăduit să folosesc acest cuvânt, să mă obișnuiesc cu noua veche lume înconjurătoare, să pun lucrurile din nou în ordine, într-o anumită măsură, să adaptez azi la ieri. Am pierdut cât mai puțin timp regretând, comparând, plângând. Sunt instinctiv un constructor, iar constructorii trebuie să-și încordeze mușchii, nu să-și epuizeze forțele jelindu-se. Întotdeauna am încercat să am control asupra lucrurilor, să iau ce e mai bun din ele și să-i conving întotdeauna pe ceilalți să facă la fel. În cele din urmă, plângerile slăbesc caracterul. Există ceva bun în toate sau măcar în majoritatea lucrurilor. Dacă vom fi stăruitori pe calea binelui, îl vom valorifica, ni-l vom însuși. Pacea nu ne-a adus liniște, ci doar o nouă și puternică tensiune. O adaptare a lucrurilor nepotrivite, un mare efort ca ea să nu redevină război. Aparțineam unei părți a lumii foarte instabile. În plus, țara noastră își dublase suprafața. Nu numai că recuperaserăm ceea ce odinioară fusese al nostru, dar acum posedam noi teritorii întinse. Ele trebuiau vizitate, înțelese, întrăgite. Într-adevăr, din toate punctele de vedere, viața mea fusese tăiată în 2 jumătăți. Prima, aparținând unui trecut mai îndepărtat decât numărul anilor care s-au scurs. M-am întors la Cotroceni, Copăceni, Sinaia, Horezu. Am navigat iar pe Dunăre, în sus și în jos. Am luat din nou în stăpânire munții, dealurile și câmpiile. Am călărit încă o dată pe țărmul mării. Am privit apusurile, recoltele, nămeții iernii. M-am acoperit de colbul drumurilor noastre lungi, devenite acum și mai lungi. Toate locurile, dragi mie, pomenite în aceste pagini, au fost vizitate din nou. Până și bătrâna mea, maică stareță, era încă în viață și m-a privit de peste prăpastia celor 2 ani înfricoșători cu un zâmbet devenit umbră. Pe toate chipurile întâlnite în acele locuri care cunoscuseră ocupația dușmană, rămăsese parcă o amintire a fricii, o neliniște ce încă le însoțea pașii. Invazia care a durat 2 ani și-a lăsat amprenta. Până la urmă, am reclădit căsuța de la Copăceni, i-am dat silueta solidă, cu coloane albe, la care visasem, cu un acoperiș imens din șindrilă gri-argintie, mi-am plantat grădina,
în fiecare an câte puțin, căci totul merge încet acum, vremurile sunt grele. Îi învăț pe alții să-și iubească grădinile și, cu cât ostenala este mai mare, cu atât se pare că merită mai mult. Este ciudat și demn de milă să vezi cum oamenii își irosesc șansele când vremurile sunt ușoare și fac eforturi incredibile să creeze lucruri aproape din nimic atunci când vin vremuri grele. Există probabil o lege mai profundă a compensației în toate astea pe care o simt inexplicabil. Sunt prea ocupată să filozofez și totuși am învățat, am văzut și, parțial, am înțeles foarte multe lucruri de când s-a încheiat războiul și mi-au venit gânduri neobișnuite pentru o regină. Dar n-am de gând să vă plictisesc cu ele. Perioada de după război este ca o convalescență lungă după o boală îngrozitoare. Nu poți rămâne neschimbat după așa ceva. Iar asta nu doar pentru că îmbătrânesc, ci și pentru că asemenea pași colosali au trebuit să fie făcuți într-un timp foarte scurt. Mircea nu știe nimic despre aceste vremuri de după război. El zace rece și nemișcat în mormânt. Soarta n-a vrut să văd ce chip ar fi avut dacă ar fi trăit să cunoască bucuriile și durerile acestei lumi. Dar când intru în vechea biserică să aștern primele flori ale fiecărui anotimp pe mormântul lui, îndată ce pășesc peste acel prag, parcă mă întorc în zilele care nu mai sunt. Dar ceilalți copii au venit cu mine, fiecare urmându-și destinul individual după voința lui Dumnezeu. Toți iubesc această țară, la fel ca mine. Au învățat și ei să fie constructori. Le-am deschis ochii asupra vremurilor în care trăim. Suntem conștienți de schimbări, dar suntem de neclintit în ceea ce credem că este corect. Unele lucruri pe care am visat că le voi face după război s-au dovedit imposibile. Banii au altă valoare, visurile au luat alte forme. Sunt mai tristă decât eram, dar mai puternică și mai liniștită. Am învățat mai bine să ajut. Voința mea a devenit mai fermă. Mă las mai puțin influențată de aprecierea altora. Dar pământul, marea și cerul îmi sunt mai dragi decât oricând, la fel și toate roadele dulci, puternice și frumoase care cresc din pământ. Încetul cu încetul, străbat fiecare colț al țării mele, părțile noi și cele vechi. Vreau să o cunosc, să o văd, să o înțeleg în mod profund, nevoile, aspirațiile ei, tot ce mai rămâne de făcut. Nu pot decât să-mi aduc modesta contribuție și să-i cresc pe cei tineri în idealul de a ne continua îndatoririle. Nimeni nu trebuie să-și imagineze că e indispensabil, că nu există o limită fixată în timpul ce e acordat fiecăruia ca să muncească. Dar, ca să fii un muncitor bun și util, trebuie să crezi în munca ta. Sunt încă puternică, voința mi-e întreagă, sănătatea nezdruncinată. Am încă multe visuri, dar timpul zboară. El nu respectă strădania omului și de unde să știu câți ani îmi vor mai fi dați ca să le duc la îndeplinire.